Aleluia! Cei care dorim să urmărim în Scriptură, deschidem la Cartea Proverbelor, capitolul 9, în Scriptură la pagina 647. Cartea Proverbelor, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 12. Înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască, mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte în inimile noastre. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, în seara aceasta calc o legulă biblică. În învățătura Bibliei avem și un cuvânt care spune calcă rar în casa aproapelui tău ca să n-ajungă să te urască. Am fost invitat să predic în câteva biserici undeva puțin mai departe de Bruxelles și în seara aceasta am avut posibilitatea să petrec cu frații creștini după Evanghelie la Biserica Betania, foarte aproape de voi. Și pentru că există acest binecuvântat decalaj de program, s-a evit posibilitatea să fim și împreună în locul acesta. Ăsta e cuvântul de scuză, că prea des ajung la dumneavoastră. Am stat în seara asta și m-am gândit la un cuvânt, aveam un mesaj și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să schimb mesajul, pentru că am fost și eu ascultător la ceea ce fratele păstor a spus pentru binele nostru al tuturor. Problemele cu care vă confruntați voi aici, ne confruntăm și noi acasă. Lupta este aceeași pretutindeni. Se pare mai acutizată într-o parte sau în alta, discută bisericile despre numărul de divorțuri cu care se confruntă biserica în decursul anilor. Poate uneori ne lăudăm și ne gândim la faptul că am gustat mai puține asemenea dezastre, mai puține asemenea rateuri la nivel de căsnicie. Dar nu suntem scutiți nici noi. Avem un dușman care se luptă împotriva lui Dumnezeu și împotriva tot ce a creat Dumnezeu bun încă de la întemeierea lumii. Chipul frumos pe care Dumnezeu l-a pus în om ca să-l ilustreze pe el, diavolul vrea să-l urățească, vrea să-l torsioneze în așa fel încât să nu mai semene cu Creatorul lui. A creat Dumnezeu două instituții, familia și biserica. Le-a pus Dumnezeu asemănări între ele și a dorit familia să fie o biserică mică și biserica să fie o familie mare. Amin. Împotriva lor se ruptă vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul sufletelor noastre. Erau bătrâni care îmi povesteau că au citit materiale de propagandă de la începutul apariției comunismului și unul din scopurile pe care și le-a propus Marx și le-a propus comunismul a fost să distrugă familia. Să trăiască oamenii fiecare cu fiecare după buna lor plăcere, iar copiii
să fie într-o instituție a statului și statul să indoctrineze încă din fașă cu învățăturile lor. Biserica însă a fost prea puternică, prea întărită în acele vremuri și a fost un impediment puternic împotriva planurilor lor diabolice. Și atunci și-au propus ca întâi să distrugă biserica. Și-au propus ca în anul 2000, de exemplu, să nu mai fie biserică în națiunea cutare sau cutare sau cutare. Ei nu și-au dat seama că nu se luptă cu oameni, ci se luptă cu Dumnezeu. La ora actuală, bătălia noastră ca națiune este pentru instituția familiei. Ne bucurăm că în Parlamentul României, Camera Deputaților au arătat că mai au omenie, că mai au normalitate în gândire și mai au frică de Dumnezeu. Vrem ca lucrarea asta să se ducă mai departe. Până aseară nu l-am iubit pe Dodon, președintele Moldovei. Aseară citind pe știri că el este împotriva anormalității. Și atunci când ăștia anormali își propun un marș al lor, președintele Moldovei zice că vreau să capăt aprobare și să inițiez un marș pentru normalitatea familiei. Dintr-o dată m-am gândit, Doamne, mai este și ceva bun în Nazaret. Mai este și ceva bun în el, chiar dacă inima lui e spre Moscova. Măcar se luptă pentru familie. Și trebuie căutat și respectat ceea ce este bun în om. Am pregătit o predică pentru o căsătorie. Dar familiile au invitat alți predicatori și eu m-am bucurat că rămân cu o predică de rezervă. Nu știam pentru ce o pregătesc. Și dacă sâmbătă n-am putut predica decât doar începutul predicii la căsătoria care am avut-o, în seara asta, dintr-o dată, în urma cuvântului pe care l-a avut fratele păstor, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vorbesc despre înțelepciunea în căsnicie, înțelepciunea care zidește și apără familia. Și zice cuvântul așa, înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi. Am auzit odată o discuție pe marginea aceasta și un frate a exprimat greșit versetul ăsta. Și a zis, oare de ce a tăiat înțelepciunea 7 stâlpi? El se gândea că i-a tăiat ca să-i prăbușească, i-a tăiat ca pur și simplu să se dărâme ceva. Dar de fapt cuvântul spune altceva. Cuvântul spune, înțelepciunea a stabilit o structură de rezistență. Și ca să fie o rezistență de plină, a hotărât să sprijinească tot edificiul pe 7 stâlpi puternici. Numărul 7 la evrei arată desăvârșirea. Și a fost interesant să mă duc la Iacov, la capitolul 3, versetul 17, și să văd că înțelepciunea care vine de sus este arătată în 7 feluri. În primul rând, zice cuvântul, este o înțelepciune curată. E curat ce discuți la internet? E curat tot dialogul care îl porți pe Facebook? Dacă ar fi avut Maria, sora lui Moise, Facebook, și ar fi putut să se întindă mai departe la discuție cu Aron și să-l discute pe Moise, pentru că Moise s-a căsătorit cu o etiopiancă. A luat o negresă. Dacă bârfa de acolo s-ar fi amplificat în mod electronic, fraților, a vrut diavolul să scoată slăbiciunile noastre în ulițile filistenilor, să râdă filistencele de noi. Și cu Facebook-ul reușește. Uite, frate, uite, măi, pocăiții voștri, el spune că pleacă în delegație la Roma pentru cutale. Dar uite și ea, tocmai în timpul ăla, ea cu care se vorbește și se discută că pretenesc împreună și ea e plecată tot în Italia, în delegație, tot în data aceea, tot în perioada aia, în perioada cutare. Și familia lui și familia ei știu că ei s-au dus acolo.
Nu înțelepciune de sus. E lipsă de minte. Vinul, mustul și curvia iau mințile omului. Nu-i ceva curat acolo. E ceva necurat. Și te urmărește. Și te duce. Și te poartă. Și discută. L-au înconjurat securiștii pe un parlamentar care cât de cât mai pâlpâia în el un pic de pocăință. Ăștia-s mai pocăiții tăi. Ei aveau nevoie de parlamentarul ăla să petreacă cu ei, să chefuiască cu ei, să-și pună golăniile la punct împreună și să tragă foloase economice din poziția lui de parlamentar. Uite mai cum discută dirijorul pocăit cu cutare din cor că bărbatul să nu-i acasă. Lipsă de înțelepciune. Are diavolul strategia lui și se folosește de mijloacele astea tehnice. Înțelepciunea care vine de sus este curată. E înțelepciune în electronică, e înțelepciune în IT-uri, e înțelepciune și câștigă premii și realizează lucruri și are proiecte extraordinare și se pricepe la toată electronica asta, dar rămâne la ceva curat. În al doilea rând, înțelepciunea care vine de sus este pașnică. Nu e agresivă. Nu cultivă confruntări și dezbateri. Ce bă, tu nu știi nimic, nu-ți place melodia asta, dar să-ți arăt eu, dar tu nu știi cu tare, dar tu ești cu tare, dar tu ești cu tare. Și mă uit la un moment dat, în urma unui subiect, în urma unei realizări, în urma unei înregistrări, Doamne, câtă murdărie în toate dialogurile alea. Mi-am deschis Facebook. Într-o săptămână, 1900 de cereri de prietenie. Imediat Duhul Domnului mi-a spus, cine își face mulți prieteni, își face spre pierzarea lui. Una din fetele mele, cea mai înțeleaptă, zic eu, cred că m-a înregistrat și o să intru în trouble cu celelalte cinci. Dar a zis, tată, dacă vrei să te faci de râs acum la bătrânețe, ține Facebook-ul deschis. L-am blocat, slăvit să fie Domn. Am scăpat. N-am scăpat de toate, dar am scăpat de asta. Fraților, cuvântul Domnului spune, înțelepciunea care vine de sus este pașnică. Amin. Ferice făcătorii de pacii, fiii lui Dumnezeu se vor chema. Amin. Nu cultivați confruntări și dezbateri și sectarism și fel de fel de altercații pe internet. Doamne, păzește-ne de asta. Amin. Taie și stâlpul ăsta. Al treilea stâlp, înțelepciunea care vine de sus este blândă. Este blândă. Manifestarea este ținută în control. Acum să știți că de obicei când vorbesc despre blândețe, obișnuiesc să spun și lucrul ăsta. A fi blând nu înseamnă a fi bleg. A fi blând nu înseamnă a fi bleg. A fi blând înseamnă a fi reținut și echilibrat într-o demnitate și într-o fermitate peste care la un moment dat nu se poate trece. Oricât de blând aș fi, mi-aduc aminte de un frate creștin după Evanghelie, pentru mine era cel mai blând om. Când și-a dat seama că eu greșesc ca un tânăr lucrător care nu procedam cum trebuie, dintr-o dată am văzut la el o fermitate peste care n-am putut trece. Cu atâta blândețe, dar și cu atâta fermitate a spus, frate, așa ceva nu se poate. Și m-am blocat. Dacă era în confruntare, dacă sărea la harță cu mine, eram mai nepocăit decât el și îl dovedeam. Dar blândețea unită cu fermitatea lui m-a biruit. Tot așa și în familie. Dragă, nu se poate. În felul ăsta, îmbrăcămintea asta, comportamentul ăsta, atitudinea asta, felul ăsta de proceda, îmi pare rău, dar nu se poate. Doamne ajută-ne! În al patrulea rând, înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Avem un Dumnezeu care este atotputernic. Și totuși Dumnezeu socotește că la un moment dat se cuvine să se lase înduplecat. Și poate fi înduplecat spre binele tău. Doamne,
E așa de mic țoarul ăla. Doamne, dacă aș ajunge la el, aș scăpa cu viață. E așa de mică cetatea aia. Și Dumnezeu se lasă înduplecat de rugăciunea lui Lot și în loc să distrugă 5 cetăți, distruge Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim. Dar țoarul, o cetate mică, scapă datorită lui Lot. Sodoma n-a scăpat, că Lot n-a evangelizat 10 persoane acolo. Nici pe cei din casa lui nu i-a evangelizat. Și ăștia s-au amestecat cu Facebook-ul din Sodoma. Dar Lot a reușit măcar să scape cetatea țoarului. Dumnezeu se lasă înduplecat. Dar mai este câte o situație. Doamne, mai vin încă o dată cu rugăciune. Ăștia tot mă cheamă, Doamne, să mă duc cu ei. Balac mă cheamă, are pentru mine pregătit toată lucrarea acolo, toată jertfa. Balaam nu te duce. Dar dacă Balaam zice, așteptați aici să mai întreb o dată pe Domnul. Până la urmă Dumnezeu se lasă înduplecat. Dar se lasă înduplecat spre paguba lui. Doamne, dar de ce nu-l faci sănătos pe copilașul meu? Doamne, dar de ce nu-i mai dai viață să trăiască? Și Dumnezeu ar vrea să spună, spre binele tău vreau să-ți-l iau acum. Spre binele tău vreau să-l iau în brațele mele, vreau să-l iau cu mine, să meargă înaintea ta în cer acum. Spre binele tău fac asta. Nu, Doamne, dar eu te rog, dar insist. Și uiți în atâtea rugăciuni să spui la sfârșit, și totuși, Doamne, facă-se voia ta. Și totuși facă-se voia ta. Cu facă-se voia ta, Domnul Iisus a câștigat mântuirea noastră. Și a băut paharul. Glorie Domnului. Înțelepciunea de sus este ușor de înduplecat. E nevoie la un moment dat să te lași înduplecat. Mi-aduc aminte când eu spuneam la tata și la mama, băieții vecinilor merg cu câinii după iepuri, mă duc și eu. Măi, nu te duce. Nu, dar mă duc și eu. În momentul când ajungeam seara înapoi acasă, când intram în casă și plângeam că îndegerau mâinile și tata, în loc să mă ducă lângă foc, mă ducea și îmi băga mâinile în găleata cu apă rece. Și nu înțelegeam de ce. Dar tocmai acolo era salvarea. Și după ce se termina totul, spunea, ți-am spus să nu te duci? S-au dus ucenicii lui Ilie și ucenicii lui Elisei. Ne ducem să-l căutăm pe Ilie, nu vă duceți, dar vrem să ne ducem. Duceți-vă. A umblat degeaba pe coclauri când s-au întors înapoi, Elisei zice, v-am spus să nu vă duceți. Se lasă înțelepciunea de sus, se lasă înduplecată pentru a căpăta încă o lecție. Poate că e nevoie să te lași înduplecat de ce spune soțul sau de ce spune soția. Dar dacă le iei pe Dumnezeu în ecuație, din cedarea respectivă va ieși o lecție. Doamne, dă să nu se uite lecția. Înțelepciunea care vine de sus este plină de îndurare și de roduri bune. Asemenea, înțelepciune este înțelepciunea ta. Este o înțelepciune îndurătoare? Sau tu zici că vrei să dai dovadă de înțelepciune și ești ca un zid, ești ca un zbir, ești ca un taliban? Dar nu rezolvi nimic în felul ăsta. Înțelepciunea care vine de sus, la un moment dat, e o înțelepciune îndurătoare și rodește spre bine. Caută să ai înțelepciunea asta ca să-ți poți ține familia la oaltă, ca să nu-ți pierzi copiii, ca să nu-ți brutalizezi soția, ca să nu-ți iriți depășind limitele cu soțul. O înțelepciune care rodește spre bine. În al șaselea rând, înțelepciunea care vine de sus este fără părtinire. Asta înseamnă că are același sistem de măsuri și pentru mine și pentru tine. De multe ori avem o caua diferită și sistemul de măsuri diferit. Îl judecăm pe celălalt cu atâta asprime și pe noi ne judecăm cu atâta îngăduință. Și Domnul zice, oprește-te, scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi vei vedea să scoți paiul din ochiul celuilalt. Folosește același sistem de măsuri. Este o vorbă care spune, dacă te-aș vinde la cât crezi tu că faci și te-aș cumpăra înapoi la cât faci în adevăr, aș fi cel mai bogat om. Pentru că tu te vezi așa de valoros
și pentru că poți fi cumpărat cu atâta de puțin. Ce înseamnă asta? Nu e obiectivitate, este părtinire. Ești părtinitor. Într-un fel îi judeci pe alții și într-un fel te judeci pe tine. Doamne, ajută-ne să avem înțelepciune. Amin. Și să avem același sistem de măsură și când e vorba de celălalt și când e vorba de noi. Nu poți tu să ai alt sistem de măsură. Auzeam povești despre părinți care așteptau să se culce copiii seara și după ce se culcau, se ducea în pivniță și aducea de acolo mușchiu cel mai bun și aducea de acolo băutura care era cea mai bună și se apuca el cu nevasta de mâncat. Dar era în aceeași casă și cu nora. Și dacă el azi dormea, nora stătea și se uita acolo și spunea: uite, socrii mei, asta e dragoste de familie la ei. E părtinire. Nu e același sistem de valori. Nu e înțelepciunea care vine de sus până la urmă. Și înțelepciunea care vine de sus nu este fățarnică. Știți ce înseamnă fățarnic? Un om cu mai multe fețe și fără niciun obraz. Dacă ar avea obraz, n-ar mai avea mai multe fețe. Dar dacă nu e obraz, atunci asta arată, stai și te uiți și spui: dar până la urmă cu cine am de-a face? Dumnezeu să ne păzească. Un om înțelept este același om și aici și pretutindeni. Îl știi de unde vine, îl știi unde pleacă, știi cu cine ai de-a face și Dumnezeu să ne ajute să fim asemenea oameni. Amin. Înțelepciunea și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. O înțelepciune care zidește casa este înțelepciunea care presupune jertfă și-a junghiat vitele. Dragii mei, într-o căsnicie nu se poate zidi casa dacă nu este spirit de jertfă. Nu poți zidi o familie dacă nu te costă pe tine. Tu să stai așa că tu ești cu tare, că ai darul cu tare și familia ta toată, tu te duci acolo, tu acolo, tu acolo și tu stai numai ca un trântor. Și albinele să lucreze. Nu? Te costă dacă vrei să zidești și să ții la oaltă casă. Înțelepciunea este dispusă să junghe vite, este dispusă să amestece vinul, este dispusă să ofere, să pună masa. Amestecă vinul. Asta înseamnă că pune și din nou cel nou și din cel vechi. Asta înseamnă că din prisosul inimii, ca un negustor, scoate lucruri noi și lucruri vechi din visterie. Ne uităm la evangheliști și ne uităm la apostoli, aduc la oaltă Vechiul Testament cu Noul Testament, pun la oaltă jertfele de acolo și cu jertfa de aici, aduc la oaltă lucruri pe care Dumnezeu le-a spus profetic și lucruri pe care Dumnezeu le-a împlinit cu credincioșie. E o înțelepciune. Înțelepciunea asta își zidește cu adevărat casa, zidește familia. A trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. O înțelepciune care are dar de administrație, dar de cârmuire. Te uiți la oameni care nu reușesc să pună leu pe leu niciodată. Nu reușesc să administreze. Povestea Vasile Alexandri că după ce s-a dat decretul de eliberare a țiganilor în România, au plecat țiganii bucuroși că de acum nu mai sunt robi și nu mai au stăpâni și s-au dus și fiecare și-a luat căruța, a tras-o lângă pădure, a tras-o lângă izvor, a tras-o lângă apă și au petrecut. Dar la un moment dat a început să apară norii aia de octombrie, noiembrie. Au alergat fiecare înapoi la stăpânii lor, mulți dintre ei. Nu putem să trăim liberi pentru că nu ne descurcăm. Li s-a dat libertate, dar nu li s-a dat învățătură să se auto-administreze. Până și astăzi sunt probleme de integrare. De ce? Nu-i spiritul ăsta gospodăresc. Ne uităm la femeia înțeleaptă din Cartea Proverbelor, capitolul 31. Ea zidește casa, nu o dărâmă ca cea nebună cu mâinile ei.
Ea dă de lucru la slujnicile ei. Ea știe să vegheze asupra celor ce se întâmplă în casă. Tu te duci să faci asta, tu te duci să faci asta. O înțelepciune cârmuiește activitățile. Doamne, dă-ne o asemenea înțelepciune. Pentru că de multe ori, din lipsa asta de disciplină și organizare, apare criza, apar lipsurile, apar problemele și de acolo începem să ne uităm peste gard, începem să fim nemulțumiți de ce avem acasă. Dumnezeu să ne ajute să vedem. Apoi spune cuvântul Domnului la versetul 3, la versetul 4, cine este prost să vină încoace, celor lipsiți de pricepere le zice. Când citim lucrurile astea, ele apar cuvinte jignitoare. Ele apar ca o declarație de umilire și de ocară la adresa altora. Dacă nu avem simțul realității, nu realizăm că de fapt aici este o chemare benefică pentru cel sărac în duh. Cel sărac în duh, și auzeam aseară pe fratele Marin Țifrea predicând la o biserică și spunea, zice, cuvântul folosit în greacă pentru sărac arată o sărăcie lucie, o sărăcie de cerșetor. Acolo cel sărac în duh este cel care spune, Doamne, dă-mi! Noi citim ce spune cuvântul Domnului la Iacov. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea și imediat noi plecăm, nu-i vorba despre mine, totdeauna e vorba despre altul. Nu te duce că pierzi. Da, dar n-ai putere să recunoști că chiar îți lipsește înțelepciunea. Dragii mei, toți pornim în familie cu gândul că familia noastră va fi cea mai grozavă. Și avem rateuri, și avem probleme. Nu credeți că este bine să venim la chemarea înțelepciunii, acelei înțelepciuni care vine de sus? Vrea să ne transfere de la prostie la cunoaștere. Vrea să ne transfere de la lipsă de experiență la pricepere. E o chemare benefică, nu este jignitoare. Noi trebuie să ne lăsăm întâi dovediți de starea în care suntem, pentru ca apoi să putem să rezolvăm problema. Când am venit în Belgia, măi, tu ce știi să faci? De toate fac. Nu? De toate fac. Dar în momentul când ai intrat să lucrezi cu materialele de aici, cu sculele de aici, cu proiectele de aici, dintr-o dată îți dai seama că vii de la alt domnitor, că vii din altă vreme. Ți-ai dat seama că ai nevoie. Ei, despre asta e vorba aici. Să fii gata să primești. Să fii disponibil de a primi, pentru că înțelepciunea e disponibilă de a învăța. Înțelepciunea te cheamă ca la o școală gratis. Nu vrei să faci o școală pe gratis? De ce să înveți pe cheltuiala ta când poți să înveți pe cheltuiala altuia? Asta e înțelepciunea, disponibilă de a învăța. Versetul 5. Veniți de mâncați din pâinea mea și veți din vinul pe care l-am amestecat. Versetul ăsta vine și ne spune nouă că înțelepciunea are un mesaj de chemare. Dar la ce ne cheamă? În momentul când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și auzim de pâine și vin, de ce ne amintește asta? De cina Domnului. Ne amintește de Domnul Iisus. Ne amintește de jertfa Lui, de suferința Lui, de moartea Lui, de învierea Lui. În momentul când ne vorbește chemarea asta și spune veniți la pâine și la vin, de fapt este o chemare la Hristos. Este o chemare la lucrarea mântuitoare. Fraților, suntem chemați să fim preoți în casele noastre. Suntem chemați să-L aducem pe Hristos în casa noastră, să ne hrănim din Hristos, să hrănim familia din Hristos. Îmi povestea un frate, zice, frate, zice, am fost cercetat la un moment dat să iau toate casetele, toate CD-urile, toate cărțile care nu erau curate în casa mea. Am luat și am făcut o triere în casă, le-am adunat pe toate și le-am aruncat. Noaptea m-am culcat și am visat un vis. Că în casa mea era un șarpe foarte mare, dar eu am reușit să iau șarpele ăla, să-l dau afară din casă.
Și am înțeles, zice, tâlcuirea visului. Dumnezeu confirma că eu am fost cel care am dat afară din casă răul din casa mea. Fraților, trebuie să ne cercetăm și să vedem. Doamne ajută. Ce trebuie dat afară? Trebuie să hrănim familia din Hristos. Versetul 6 spune așa: lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Înțelepciunea care vine de sus fixează o nouă traiectorie. Este ca un GPS care te îndreaptă către cer. Vrea să alegi altă cale și vrea să te ducă pe o cale a experienței cu Dumnezeu, să fii un om care crește în pricepere. Ce înseamnă un om priceput? Nu ne descurcăm, frate, aici, ce să facem? Nu ne descurcăm, domn inginer, domnul maestru, nu ne descurcăm aici. Chemați-l pe cutare, el a mai făcut așa ceva, se pricepe. Am auzit că se pricepe cutare. S-au dus inginerii noștri comuniști la fiul lui Andrei Saligny la Paris. Spune-ne cum de-a reușit tatăl tău pe nămolul ăla din Dunăre să pună pilonul ăla de pod. Și a construit podul ăla și a stat el cu familia sub pod și au trecut o garnitură de locomotive. Un tren format numai din locomotive grele a trecut pe deasupra și voi ați stat sub pod acolo liniștiți. Ce a pus acolo la baza stâlpului? A zis: pentru că sunteți comuniști, îmi vine să vă arunc din casă. Dar pentru că sunteți concetățenii tatălui meu, am să vă spun. Tata meu a pus acolo lemn de salcâm. Lemnul ăla de salcâm nu putrizește în nămol. Lemnul ăla se împetrește în nămol și devine ca piatra. Și-au construit ăștia clădirea Băncii Naționale din București, dacă nu greșesc, au construit-o pe nămol, pe mlaștină. Pentru că un om priceput le-a spus: se pune la bază lemne de salcâm. La baza fântânii, când așezai piatra pe o bază a fântânii, colacul de jos de acolo, era lemn de stejar sau lemn de salcâm. Pentru ca să nu putrezească, să nu înceapă a cădea pietrele, să se prăbușească fântâna. Asta înseamnă pricepere. Aș vrea să ne ajute exemplul ăsta. Dumnezeu vrea să trăim cu familia noastră în experiență de credință, în minuni, în semne și mărturii speciale și să povestească cei din familie: Doamne, așa am învățat în familia mea. Copiii preotului Vișchi, preotul protestant care a fost ca un martir închis în pușcăriile noastre, spuneau: a venit o sărbătoare. Și toți spuneam la mama și la tata: de ce nu ne-ați cumpărat cadouri? De ce nu ne luați cadouri? Și tata ne-a dus într-o cameră și a zis: voi de la cine așteptați cadouri? De la tine, tată, de la tine, mamă. Asta e problema. Nu primiți cadouri. Voi ar trebui să știți, cadourile vin de la altul. Uitați-vă în sus. Toate cadourile erau lipite pe tavan. Să nu uitați niciodată, zice preotul Vișchi, de acolo vin cadourile. De acolo vine orice dar bun și desăvârșit. Dumnezeu cheamă familia la pricepere. Versetul 7 și 8. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț. Cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor, să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Doamne, nu știu cum să-i aleg. Vrei câteodată să te apropii de om, să-i faci bine. Nu primește. Ai vrea să-i dai un sfat care să-i fie benefic. Trăiește într-o mândrie prostească că nu-i poți fi de niciun folos. Te uiți la el și începi să gândești și să spui: măi, e adevărat că dragostea cu sila e violă. Degeaba încerci să-i faci cu sila bine. Degeaba încerci să-i dovedești dragostea cu sila. Nu primește. Dar ce se întâmplă? E în categoria asta de om fără minte, de om batjocoritor. Ce îi lipsește la omul ăsta? Îi lipsește înțelepciunea. Eu cred că cuvântul ăsta e pus aici nu numai ca noi să selectăm și să vedem în cine merită să investim sfaturi, în cine merită să investim timp,
Dar Domnul ne spune, măi, în toți oamenii ar trebui să investiți. Dar eu aș vrea să iau cuvântul ăsta altfel. Nu cumva eu sunt în categoria asta și când vine un om să-mi spună, și când vine un om să mă sfătuiască, și când vine un om să mă îndrepte, mă întorc către el cu o cară? Lipsește înțelepciune. Doamne, dă-ne-o tuturor. Stau și mă gândesc la o situație în care am spus unui om, măi, ai venit acasă acum, știi ceva? Aș vrea să te ajut, vezi că se prăbușește zidul din spatele casei? Am eu o metodă să fac acolo o pârghie, să fac ceea ce trebuie, să ridicăm acoperișul și apoi să iei câțiva bolțari de BCA acolo și să zidești zidul ăla în spate, pentru că e prăbușit. Nu, eu m-am hotărât întâi să fac gardul. Bun, fă-ți gardul. După care spune la vecinul, mă apuc să-mi fac gardul, că alții n-au ce face decât să se uite în curtea mea, să vadă ce e în casa mea. Încearcă să-i faci bine la om. Încearcă să-i fii de folos. Te duci de acolo, vorbești singur și spui la calic să-i spargi geamul cu nigerul mare. Adică ajungi la concluzia, domnule, nu merită binele făcut. Dar nu e asta aceea filozofia care o vrea Domnul. Asta o spui din descurajare și din nemulțumire. Însă cuvântul spune aici, dacă e batjocoritor, dacă e lipsit de înțelepciune, te încarci cu o cară. Nu-i poți fi de folos. Nu poți face bine cu silă. Dragii mei, uneori Dumnezeu trimite la noi oameni înțelepți ca să ne dea un sfat priceput. Ca să ne dea un cuvânt de învățătură. Suntem noi familia care primește? Amin, Doamne. Cum l-ați luat pe fratele Dorin în seara asta? Ca un dictator care se răstea la voi și vă voia răul? Sau ca o voce, o prevenție divină din partea Domnului? Feriți-vă familiile de așa ceva, că uitați cum se prăbușesc căminele. Dacă ești înțelept, ai primit într-un fel, și dacă ai atitudinea batjocoritorului de aici, ai primit altfel. Doamne, ai milă! Versetul 9. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept, învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. De mic copil, trebuie să iei copilul și să-l duci către înțelepciune și să nu-l duci către lipsă de înțelepciune. Dacă ai reușit copilului să-i pui temelia aia, care spun sociologii, se pun în primii 5 ani de viață. Dar acum ce să vorbim de 5 ani, că la 3 ani ei deja iau și copie jocuri de acolo și pur și simplu cunosc totul pe electronic acolo. Altădată ziceam 7 ani de acasă, apoi au venit și au zis, de la 5 ani până la 5 ani se pune temelia unui caracter. Acum cred că deja sunt așa de precoce, încât trebuie să scurtăm și perioada asta. Dacă de atunci îi dai sfaturi înțelepte și ai pus o temelie de înțelepciune, după aia poți să zidești sfaturi înțelepte, că se va face mai înțelept. Dar mai este o problemă. Zice cuvântul aici, învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Cuvântul Domnului, înțelepciunea de sus, ne spune să investim în oameni neprihăniți. Amin. În primul rând, asigură-te că ești un om neprihănit pentru că apoi să investești în el. Apostolul Pavel zice, Timotei, ce ai învățat de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Ne arată Domnul și pe cine să luăm la studiu biblic când pregătim lucrători. Că ori pregătim lucrători, ori pregătim săpători. Și sunt unii care după ce au învățat, numai asta fac. Ai greșit, expresia în greacă nu e aia. Ai greșit acolo, nu-i bun acolo, nu-i bun acolo. El tot stă și notează greșele și e un vânător de greșeli. Și primește și alege din cuvânt numai ce-i rău. Și spunea fratele Marcu Nichifor, ăștia n-au minte nici cât găinele mele. Dar de ce, frate Marcu? Păi dacă la găini adun gunoiul cu fărașul și în gunoiul ăla sunt și grăunțe bune, sunt și semințe bune, găinile mele aleg ce trebuie și gunoiul rămâne. Dar ăștia nici cât găinile mele n-au înțelepciune. Vedeți, înțelepciunea care vine de sus te ajută să pricepi, să iei ceea ce e înțelept. Doamne, ajută-ne și la asta. Amin.
Versetul 10 și mai am două după el. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Dacă vrei într-adevăr ca să judeci lucrurile corect, totdeauna trebuie să ai o sabie a lui Damocles deasupra capului. Știți, sabia aia, atârnat de un fir așa. Și cel care se vedea sub ea totdeauna, trebuia să fie atâta de grijuliu. Ei, noi ar trebui să avem atitudinea asta, frica de Domnul să stăpânească mereu tot modul nostru de gândire. Aș vrea să fac asta, dar mă tem de Domnul. Ce zice Domnul dacă o fac? Mi se spune că ar trebui făcută asta. Și eu sunt prea leneș ca să o fac. Dar ce spune Domnul? Că trebuie făcut. Vă dați seama? Deci frica de Domnul, dacă ai început cu frica de Domnul, asta te duce ca să faci deosebiri, să iei hotărâri, să realizezi ce trebuie. Și apoi știința sfinților este priceperea. Ce înseamnă pricepere? O viață de experiență cu Dumnezeu. O viață trăită în încercări, dar și în minuni. O viață în care te-a trecut Dumnezeu prin lipsuri, dar apoi ți-a arătat cum poate El să compenseze cu binecuvântări. Doamne, ajută-ne la asta. Versetul 11 spune, prin mine, zice înțelepciunea, ți se vor înmulți zilele și se vor mări anii vieții tale. Dacă vrei o viață împlinită, ca și copil, zice, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ca și familist, ca și om matur, cuvântul zice, prin înțelepciune vei avea o viață împlinită și ți se vor mări zilele. Domnule, mă gândesc, atâta lucru și am reușit să realizez azi, altă dată nu știu câte zile nu reușeam. Dar cum de-ai reușit așa de bine? A fost la mijloc înțelepciune. Și versetul 12. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Înțelepciunea este șansa, marea șansă a beneficiului personal. Nu-ți convine? Nu-ți convine modul ăsta de raportare? Dacă ești înțelept, pentru tine ești în primul rând înțelept. Dar dacă ești batjocoritor, singur vei suferi. Fraților, am fost un om glumeț în viața mea. Am vrut să fac din viața mea o viață de veselie. Și am glumit. Mă asiguram cât posibil să nu glumesc cu lucrurile care nu merită să glumești cu ele. Dar în general am vrut să aduc un tonus de veselie în jurul meu. Acum Dumnezeu mi-aduce aminte că râsul are vremea lui, dar și plânsul are vremea lui. Că este o vreme când arunci pietre și este o vreme când le strângi. Le strângi în cap. A venit vremea plânsului. Și batjocura se întoarce cu amar și cu amărăciune. Aș vrea să fim feriți de așa ceva. Amin. Pentru asta ne cere Dumnezeu să ne eliberăm de orice duc de batjocură, de ocară și să fim niște oameni înțelepți. Amin. Că pentru noi suntem înțelepți. O femeie înțeleaptă își zidește casa, dar o femeie nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Dar și pentru bărbați este valabil. Doi frați aveau o casă făcută din butuci de lemn, o casă care s-ar fi meritat plătită la un preț extraordinar și dusă în muzeul satului, pentru că era o realizare de excepție. Atâta s-au judecat unul cu altul și atâta dușmănie între ei încât toată casa s-a dărăpânat, a putrezit, nici pe foc n-au pus lemnul. Și nu s-a ales decât cu o grămadă de gunoi, ca până la urmă să se pună problema cine dă gunoiul ăla deoparte. Am văzut-o cu ochii mei, am trăit-o privind în viața mea și am zis, Doamne, ce înseamnă să ai înțelepciune și ce înseamnă să nu ai înțelepciune. Unul din frați mi-a șoptit, poți să treci cu 10 minute mai departe și ca să dau dovadă de înțelepciune, mă opresc aici. Amin.